Nu, doamna, ce am făcut? Nu mirosit în cazul când ați intrat răcituri. Cum făceați răciturile dumneavoastră pe vremuri? Astea s-a făcut acum de doamna noastră, da, acum da, gazdă, da. Pe vremuri cum făceați răciturile? Tot așa se făcea, nu s-a schimbat răcitura. Adică. Dacă era carnea afumată, vă spălăm bine, am mai multe api ca să iesă fumul. De două, trei ore așa se încălzea. Apa călduță, așa. Așa, și aruncam. Și când am considerat că nu mai e necesar, nu mai e să aruncat. Așa aruncam apa cu care am clătit și carne. Și prindeam cam de un pot, două de mână. Tăiam porții așa ca să poată pune aici carne. Răciturile le făceam din picioarele de porc și din capul porcului. Da. Adică nu din acțiul de carne, pentru că având avea mai mult gelatină și oasele. Mai sunt și spate. Și asta era explicația care mă dădeam atunci. Așa. Așa. Și punem la carnea să fie albă în felul ei, până să fie sparge de pe os. Scoatem oasele toate.